tot ce vrei să faci și pe tine. Am fost însă într-o cameră și am tras o masă în mijloc. Deasupra era terminat un cârlic de acolo de tavan. Și m-am pus pe scaun. M-am plecat cu mâinile la spate pe frânghie. Și au sunit scaunul ăsta, am pus scaun. Și
Așa mă credeau și la securitate. Pentru că fusese condamnat la moarte. Nenorocitul ăla de-a încredat pe mine. S-a făcut foarte rău de la scăpate. Zic, asta e părerea dumneavoastră. Eu consider că a făcut foarte rău. Și am primit plana ce merita. Thank you.
E vorba de aniversar. Care este diferența? Asta e faptă! Faceți din niște biete frunze o manifestare legionară, mi se pare jalnic de comic. O noapte la carceră. Hai! La mulți ani, Mica. Ești la loc, Bătino, hai! Acultare, ha! Ieși afară. Ieși afară! Ce vreți să facă?
cântece legionare. Nu v-ați apucat voi să cântați în limba rusă? Să povestiți istorii anticomuniste? Că știați foarte bine ce căcat poate ieși din așa ceva. Vă referiți la ce s-a întâmplat să dă doi după? Nu știu dacă totul spontan că a cântat nimeni nimeni. Am de nunțul scris leg bubeală. Cu cine ai tu impresia că te joci? Vă pot spune exact ce s-a cântat și ce s-a vorbit. Spune. S-a cântat frumoase zile de tinerețe. E destul. Îmi dau seama că povestea asta a luat o tonsătură foarte neplăcută și nu știu ce s-ar mai putea face acum. Oricum vă mulțumim că ne-ați avertizat. Ce-am făcut? Vom încerca să minimalizăm totul la o eventuală anchetă și dacă nu se va putea, vom asuma niște responsabilități. O să-ți asum pe dracu asta să faci. Sigur că prima pe listă sunt bine. Pe listă, un pas în față, mișcați-vă! Nu tu, mama, stai acolo, că dai urmă. Următoarea. Ai, în stângul, mâna dreaptă sus. Nu mișca. Thank you.
scaunul. Mișo.
la copinare. Ai limite la...
nenorocitul ăsta de țurcan a început să urle. Următoarea. Lăsați-o pe ea. Gura! Vezi cum e, dede?
următoarea. Și următoarea se așeze și scaunul. Hai mai bine. Canta la perete! Oh! În genunchi, în genunchi! Jos! Ha! Viața ta a fost în mine rău. Dar să ne gândim ce părată și din mine. Dacă viața unui om depinde de altă om,
aici, să mor în cer și în chinuri. Până pe renunța la Hristos ăla cu șarele ce vă meriți. Pe voi și pe voi toți vă urâm vă și vă vom distruge. Vom avea grijă ca generațiile voietoare să nu vă aflepați acțiunile voastre. Da, pentru că voi vă urmeți. Nu va rămâne așa.
cântat de bucurie când s-au înălțat drapelele roșii în România. Și-am primit postul ăsta fără nicio șovăie. Dar nu sunt asta. Și treptat m-am trezit la realitatea frumoasă. Am căutat pe disperare ce fac să fie minciună și o vară. Ceva de care să mă mutăți. Ceva care să justifice o rățiune. Dar nu pasă. S-am reușit tot. Și toată rațiunea dacă ai ști tu sub ce mascarată, pe care nu trebuie să o uiți cu o joci în fiecare timp. Să schimbe fără baia de mine pe care trebuie să o faci. Tu ai impresia că noi suntem liberi. Nu suntem liberi. Suntem altfel de liberizați. Frică e impresia.
Camera numărul 4. Doamnă director! Doamnă director. Camera numărul 4. Un efectiv de 4 deținute. Prezentă pentru închidere. Mașul 4. Hristos a înviat din morți cu pula de gât atârnând și celor ce îi se închină că eu, adevăratul evanghelist! Eu, adevărata evanghelie! Evanghelia după Ciurcanu! Gracias.